Cred că la căsătorie primul care merită să fie menționat și binecuvântat este Domnul, slăvit să-i fie numele. Asta pe motive bine întemeiate. Dumnezeu ne-a creat, El a constituit familia, El ne-a păstrat în viață, El a dat pe Domnul să moară pentru noi și astfel suntem în biserică, El ne promite o nuntă în cer și o binecuvântată împărăție. Se merită să spunem lăudat să fie Domnul. Apoi, cred că cei care merită să fie menționați și binecuvântați sunt mirii. Domnul să vă binecuvinteze. Și toți ceilalți, părinții, familiile, fie harul Domnului peste toți cei prezenți. Am pe inimă, la nunta voastră, să mă adresez cu ceva ce ține de viața de acum înainte. Și cu preponderență mă adresez familiștilor, sub titlul Un cămin îmbunătățit. Dar și cei necăsătoriți pot să ia notițe. Știți că tinerii, în general, fiind vorba de programe computerizate, își doresc tot ceva mai îmbunătățit, nu? O variantă mai îmbunătățită, cu mai multe opțiuni, dacă e vorba de o mașină, tot mai îmbunătățit. De ce n-ar fi familia un program mai îmbunătățit? În cartea Proverbele, capitolul 21, versetul 29, este scris: cel rău ia o înfățișare nerușinată. Adică nu-i destul că e rău, nici nu vrea să se îndrepte. Nici dacă îl muste, n-are rușine. Și despre asta mai scrie în Biblie, dar nu-i o plăcere să amintim acum. Dar, partea pozitivă, omul fără prihană își îmbunătățește calea. Și astăzi a fost predicat și din Iosua 3, că e o cale nouă pe care mergeți, să fie, cum scrie tot în Proverbe, dacă e vorba de cale și de îmbunătățit, Proverbe 4, versetul 18, dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare care strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, la maximul dăruit de soare și în cazul nostru dăruit din cer. Asta înseamnă că Naomi, surorile tale, între care și nora mea, vor fi neveste mai bune de astăzi cu ocazia nunții tale. Chiar mama ta, mama mirelui, noi toți ceilalți, dacă e vorba să ne îmbunătățim căsnicia, ne vom purta mai frumos. Doamne, ajută! Așa ar fi bine, de dorit. Cine dorește să aibă lucruri mai slabe, mai rele? Dorim întotdeauna ceva mai bun, mai de preț. Și cu siguranță Dumnezeu ne va oferi în cer ceva totalmente de preț, numele Lui să fie slăvit. Sper să nu fie nimeni dintre aceia răi care nici îndemnați nu vor să asculte. Zice în Proverbe 13:19, celor nebuni le este urât să se lase de rău. Nu vor ceva mai bun, nu vor să își îmbunătățească purtarea, calea. Concret, la ce am pe inimă să mă refer? Spune Scriptura în cartea Proverbele, capitolul 24, versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Și dacă e vorba de îmbunătățit, spune Scriptura tot în Proverbe, dă înțeleptul și se face mai înțelept. Adică un soț înțelept, o soție, poate deveni pe zi ce trece cu fiecare slujbă, cu fiecare părtășie cu Domnul, mai înțelept. Zice tot în Proverbe 8:5, un cuvânt poate sună ciudat. Înțelepțiți-vă nebunilor. Adică, dacă și nebunii se pot înțelepți, dar noi care socotim că suntem înțelepți. Și ei, sărmanii, ar putea să facă ceva. Dar care cred că ei deja știu ceva. Cu atât mai mult, nu? Înțelepțiți-vă. N-a
n-ai știut cum să te comporți? Înțelepțește-te. Că înțelepciunea va găsi căile de ieșire din impas, soluțiile cele mai optime. Și dacă e vorba să dăm exemple de înțelepciune, parcă în cazul fraților ne vine în minte Solomon, nu? Cum a rezolvat scandalul acela celor două femei. Simplu. În cazul surorilor poate ne gândim la o femeie ca Abigail. Din nou a rezolvat un scandal mai mare. Înțelepciți-vă. Când apar probleme în viața de familie, să nu spunem, nu se poate. E ca la școală, dai la un copil care încă nu a învățat, e în clasele primare, să socotească ceva cu minus sau cu alte sisteme, alți factori, și va spune 2 minus 4, zice copilul de pe clasa 1, asta nu se poate. Adică dacă n-am luat 2 lei din 1, să-ți dau 4. Dar unul mai mare spune, ba da, se poate, ceva cu semnul minus, luăm împrumut și ți dau și rezolv după aceea. Înțelepciunea va găsi soluția. Și legat de asta, aș mai citi Coloseni capitolul 3, legat de înțelepciți-vă, învățați-vă, scrie aici așa, versetul 16, cuvântul lui Hristos locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalm, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Este așa de neplăcut pentru noi ca slujitori când mergem câte într-o familie să-i împăcăm. Se mai întâmplă. Și când încerci să le spui și numai nu vor să priceapă. Că de fapt nu se pot înțelepți numai cei ce vor să învețe și nu învață numai cei ce sunt înțelepți. Asta e ciudățenia și când discut cu cineva la consiliere. Frate, e mare problemă. Zic, da? Zic, ascultă-mă, fă așa, așa nu se poate. Zic, da, hai să povestim. Deci cum știi tu, n-a fost bine. Și cum spun eu, nu vrei să faci. Atunci după ce ai venit. Că e foarte greu uneori la oameni să se înțelepțească, să primească un sfat, să se lase îndrumați, învățați. Că vorba aceea, nimeni nu s-a născut înțelept. Mă uit uneori la câte o mămică, atunci când se naște primul copil. Păi, parcă zici că nu știi să-l țină în brațe ca alta care a avut 4, 5, 10. Așa se descurcă. Dar se va învăța, nu? Câte un tată, la început, nu știe cum să ia lucrurile, dar se poate înțelepți. Și ăsta e harul nostru care îl avem. Dumnezeu vrea să ne îmbogățească, să ne înțelepțească. Doamne ajută-ne, amin? Bun, altceva tot în a ne îmbunătăți calea, vă citesc din Coloseni, capitolul 3, că suntem cu Scriptura aici, și în versetul 13, îngăduiți-vă, versetul 12, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, și zice în cântarea, în promisiunea Domnului din Osea, referitor la logodna care vroia să o inițieze un nou legământ cu Israel, versetul 19, te voi logodi cu mine, hai că suntem într-un cadru a căsătoriei, te voi logodi cu mine, printre altele, prin mare bunătate și îndurare. Îmbunătățește-ți viața de familie prin a te îndura. Unii cred că nu pot să ierte, să se îngăduie, să accepte. Până ne înțelepțim, n-avem altă soluție decât să ne îngăduim. Nu? Să spunem că soțul tău a luat permisul de curând. Nu-i șofer profesionist, așa-i? Dar se va învăța, se va înțelepci, va putea deveni cu vremea dacă nu are profesie instructor. Dar până la altă trebuie să-l îngădui, nu? Așa mai pune frâne tu însărcinată și spui, da, păi mergi tu ca oameni, tata altfel conduce. Îngăduiți-vă! Până se va învăța soția ta cum să facă mâncare, să le pună toate la rând, să le pregătească, îngăduie-o! Eu nu înțeleg
Uneori suntem în stare să aplicăm aceste principii cu colegii de afară, cu frații din adunare și ultimii uneori pe listă cu care vrem să le aplicăm sunt cei din familie. E drept că uneori cu cei de afară trebuie mai rar să îi îngăduim. Și pe cei din familie trebuie să îi îngăduim toată ziua, dar asta e frumusețea vieții de familie. Să-ți îmbunătățești purtarea. Și așa e de plăcut când auzim despre familii care au reușit în timp să crească, să se comporte mai frumos, mai plăcut înaintea Domnului. Să mai spun încă una dacă nu va ajunge nici îngăduința, până ne înțelepcim. Îndrăgostiți-vă. Nu doar cu ceea ce a fost la început, aia e romantică. Asta e dragoste de flori, dar trebuie dragoste de roade. Spune cartea Proverbele, capitolul 5, versetul 19, fiind drăgostit, necurmat de dragostea ei. Și spune apostolul în Filipeni, scrie în Apocalipsa despre o biserică, dragostea să crească. Acum întreb, numai în biserică să crească dragostea sau și în familie? Deci când nu mai funcționează altfel, îndrăgostiți-vă. Am avut pe inimă astăzi când m-am rugat ce să vă predic cuvântul ăsta, dar aici, după amvon, mi-a venit în minte semnificația numilor voastre, că este în temă cu ceea ce am avut să vă spun. Naomi înseamnă plăcută, da? Să admitem că viața voastră e plăcută, dar ce înseamnă Iosif? Adaos. Păi tot adăugați. Și o să devină mai plăcut. E plăcut? Mă adaugă ceva. Doar dacă tot scazi, tot tai, tot pierzi, până la urmă o să spui că nu mai e. Vei spune ca prorocul Ilie, am fost, nu? Păi ne-am iubit, am fost îndrăgostiți. Nu, 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 îndrăgostiți-vă de acum. Îngăduiți-vă, înțelepciți-vă. Și poate să fie mai frumos, că printre altele dragostea crede totul, nădăjduiește totul. Se poate? Se poate. M-a sunat o beată soră care a constatat că soțul ei a luat-o în altă direcție. Și m-a uimit cum unii ori spunea să nu-l mai văd, alții ori spunea mi drag, pentru că viața de familie e făcută să meargă înainte. Și Dumnezeu poate să ne dea resurse, să ne îmbogățească. Așa că dacă sunt unii care sunt pe abătute, tot în a ne îmbunătăți calea, spune Scriptura, să ne îndreptăm căile. Doamne, ajută-ne! Închei, dar fie ca acest ton optimist să intre în multe familii. Se spune că la nuntă cei mai optimiști sunt mirii. Ceilalți sunt mai sceptici, alții mai obiectivi, se spune, iar unii aproape nici nu mai cred. Eu vreau să cred că noi ne putem îmbunătăți calea. Ne putem îmbunătăți viața de familie. Și noi ne putem face viața frumoasă. Noi ne putem face viața disgrațioasă. Nu uitați așadar, fie viața plăcută, dar cu adaos. Și astfel, Domnul să fie slăvit și Domnul să vă binecuvinteze.